Salut, prieteni, și bine ați venit la un nou episod. Eu sunt Adrian Chelaru și astăzi am venit la Universitatea Politehnică din București să văd cum susțin colegii noștri examenul ANRE. Încă de dimineață s-au susținut examenele pentru gradul 3A-3B. Rezultatele au fost foarte, foarte nasoale, foarte mulți respinși, o parte absenți. Nu știu, au fost foarte secretoși și nu au vrut să-mi spună ce probleme au primit, dar pe semne că o să fiți cei care sunteți pe grup și știți, puteți să ne împărtășiți și nouă despre ce a fost vorba. Știu doar că a fost vorba despre vreo 50 de lămpi și un motor trifazat de calculat secțiunea, mă rog. După cum observați, acum s-au afișat pentru 2A-2B. Da, o să încerc să apropii puțin. Da, toată lumea e curioasă. O să vreau să vă arăt mai târziu ce și cum. Ideea e că sunt limitat să vă pot arăta prea multe pentru că, după cum știți, în tabele sunt cu nume și CNP-uri. Drept urmare, nu pot să pun prea multe detalii, dar o să vă povestesc eu. Mai târziu o să încerc să iau și un interviu unuia din cei care au dat examen, unui electrician, așa zis, autorizat sau nu, vedem ce găsesc și cine vrea. E cam greu pentru că toți fug de mine când m-au văzut cu camera. Mă rog, vedem ce iese. Deci haideți să vedem dacă reușesc să vorbesc, dacă nu o să fac o încheiere și să vă mai povestesc ce am mai aflat între timp. Bună! Bună! Cum te numești? Ciuclan Jerica, numele meu. Și tocmai am susținut examenul de autorizare pentru ANRE. Gradul? 2A și B. A, 2A, 2B, adică proiectare plus execuție. Exact. Cum ți s-a părut acest examen? Foarte ok, ușor, însă a necesitat foarte multă atenție, deoarece au fost foarte multe grile, destul de asemănătoare ca și întrebare și răspunsurile de asemenea au fost asemănătoare, însă nu mi-a solicitat prea mult nici timp. Deci cumva dacă ești pregătit și te pregătești și înveți... Cu ușurință, cel puțin la partea de problemă, a fost... Cam ce a conținut, așa, să ne dezvăluie puțin? A conținut o problemă în care aveam niște date ale unui electromotor. Da, și trebuie să determinăm puterea activă și reactivă în funcție de datele respective. Și te-ai descurcat? Foarte. Deci la prima fază bănuiesc că ai pus formulele, după care ați aplicat în bază. La grilă, în schimb, v-am zis. Legislație, electrotehnică. Și norme. Da, deci au fost din toate și... Din toate cele 3, 30 de întrebări. Ce notă ai luat? Și 28 am avut. Felicitări. Mulțumesc, succes, succes în continuare. O să ne vedem aici pe YouTube, pe grupul electricienilor, o să ne vedem pe acolo. Și dacă o doamnă sau o domnișoară a reușit să treacă cu brio peste acest examen, bănuiesc că ceilalți care sunt niște electricieni foarte bine pregătiți ar trebui să treacă foarte și ușor. Și absolvenți și nu numai să facă acest lucru, ceva în plus. Mulțumesc tare mult și succes în continuare și sper să ne mai vedem pe grup. Mulțumesc. Bine. Salut! Cum te numești? Copalin, din Brașov. Și ai venit să... Am venit să dau examenul de ANRE, gradul 2. Te văd fericit, deci... Foarte fericit. Ia să vedem. Ia uite rezultatul. Da, răsplata. Deci, după cum știți, nu se mai dă cartonașe, acele legitimații. Acum se dă o hârtie, seamănă ca cu atestarea ANRE de la firme. Cum ți s-a părut? Destul de ușor, examenul. Când vii pregătit. Când vii pregătit, n-ai nicio problemă. Pentru ce ai dat? 2A, 2B? 2A și 2B. Da. Și ce notă ai luat? 27 cu 5, ce aproape de... Ce ai greșit? Ce ți s-a părut mai greu? Partea de legislație. Legislație. Trebuie să fii atent puțin, că sunt întrebările așa mai întortocheat. Cea mai mare. Am înțeles.
Văd că ești fericit, partea de... Pot profesa liniștit și am da. Și acoperire. Până la urmă nu contează, nota importantă e să treci, da, să fie brio, da? Consider că în momentul de față ești pregătit să... Ce vrei să faci în viitor? Adică bănuiesc că lucrezi undeva sau urmează să-ți faci ceva pe cont propriu? Mi-am făcut ceva pe cont propriu și o să activez în domeniul energiilor regenerabile. Felicitări! Ce înseamnă... Felicitări! Mă bucur că, spre exemplu, mai majoritatea pe care i-am întâlnit pe aici erau pregătiți pentru un viitor mai mult independent decât să fie angajați la o firmă. Bine, erau și cei angajați de firme, dar majoritatea vor să plece pe picioarele lor, de asta și tractare să fie autorizați ANRE, A, B și tot așa. Deci ești fericitul... posesor al unui certificat de electrician autorizat. Un sfat pentru cei care vor să dea, ce trebuie să... Că am întâlnit mulți care erau stresați, că ce să ne facă, ce să ne întrebe, ce să... Documentația e foarte bine pusă la punct, trebuie doar să o memorezi și e suficient. Am și înțeles. Multă practică. Deci, după tine așa, una peste alta, dacă ești foarte atent, treci cu brio de azi peste acest examen. Nu are nicio problemă. Ok, mulțumim și succes în continuare. Mulțumesc, o zi bună. Așadar, prieteni, ați văzut atât... o femeie, cât și un bărbat, tineri în general, au reușit să treacă cu brio peste acest examen, un examen care consider eu că dacă ești pregătit nu ar trebui să ai niciun fel de impediment. E clar că cei care sunt pe fișele din spatele meu și sunt cu respins ar trebui să fie puțin mai atenți și sunt convins că dacă se pregătesc cu brio atunci vor trece foarte, foarte bine peste acest examen și îndemn toți electricienii care vor să facă ceva și care vor să schimbe ceva în această țară, în primul rând să se autorizeze. Ăsta e conceptul pe care îl agrez eu. Da? Consider că un electrician autorizat trebuie să se pregătească. Dacă de altfel toți spuneau că sunt întrebările foarte ușoare, observați că mai sunt și respinși. Așa că, până la urmă, trebuie luat cât de cât în serios această autorizație și acest examen. Bineînțeles că aștept comentariile voastre legate de acest subiect și, bineînțeles, să-mi spuneți dacă, în afară că o să mă certați mulți dintre voi care nu sunteți adepții să fiți electricieni autorizați, eu consider că electricienii bine pregătiți pot să schimbe lucrurile în țara asta, pentru că până la urmă, în momentul în care vrei să te autorizezi, trebuie să pui mâna pe carte, ceea ce va schimba puțin lucrurile, pentru că sunt lucruri care trebuie să le memorezi, trebuie să le înțelegi, sunt trimiteri către normative, către standarde, deci cumva nu e chiar așa foarte, foarte simplu. Cum am spus, dacă era foarte simplu, erau numai oameni care erau admiși și treceau cu brio. Deci, succes celor care ați luat, succes celor care urmează să dați examenul, puneți mâna și învățați, nu e greu, dacă vreți, chiar vreți, atunci e o joacă de copii. Așadar, sper că v-a plăcut acest episod, sunt alături de voi, cei care urmează să dați. Vă țin pumnii și până data viitoare fiți pe fază!